Fotbaliștii de la Poliș continuă antrenamentele la Dan Păltinișanu și nu au în plan un eventual cantonament. La echipă și-a făcut apariția un nou jucător în probe. Este vorba de Laurențiu Boroiban, fostul vârf al echipei Arlos Latina. Laurențiu Boroiban a marcat în toamnă chiar pe Dan Păltinișanu, în meciul Poli-Gazmetan Severin. În tur a jucat la Mehedințeni, pentru care a marcat 6 goluri în 12 apariții, iar în retur a bifat 11 partide și a marcat de 3 ori pentru slătineni. În această săptămână, pe fotbaliștii de la ACS Poli așteaptă o nouă serie de amicale. Miercuri dimineață de la ora 11, albnegrii vor înfrunta pe Șoimii Pâncota, urmând ca la ora 18 să se joace un alt amical cu FC Seged. Echipa secundă va evolua în aceeași zi împotriva celor de la FC Mereșița. Sâmbătă sunt programate alte două teste, dimineața cu Național Sebiș, iar după amiază echipa se va deplasa în Bihor pentru un joc cu Luceafărul.